Mai mult decât atât, la România avem 4 consorții, atât de 6 centre, deci peste 24 de centre sunt, care se ocupă de internaționalizare pentru întreprinderi mici și mijlocii. Sau diversele alte întâlniri care sunt programate de colegii mei din
vedeți față de astfel de târguri. Sigur, sunt târguri și târguri în toată lumea, fiecare dintre noastre vă cunoașteți interesul și știți unde mergeți, de la un an la altul, dar eu aș recomanda să nu evitați și aceste târguri unde colegii mei organizează matchmaking-uri alături de cei care participă și cu ștabul. O altă oportunitate care iarăși este de încurajat este aceea de a vă crea profilul companiei pentru a vă găsi parteneri mult mai ușor prin această bază de date. Aici intervine asistența noastră, aici noi ne ocupăm alături de dumneavoastră pentru a identifica ce anume vă interesează, subcontractare, distribuție, relație comercială, licențe și așa mai departe. Acele profile despre care vă vorbeam, ale companiilor, sunt listate, se regăsesc în baza de date, sunt dumneavoastră le identificați, vă place ceea ce se enunță în profilul companiei respective și transmiteți interesul. Interesul respectiv trece prin un sistem de monitorizare și ajunge la regiunea în care studiază această cerere a dumneavoastră, respectiv, dacă suntem din Brașov la Brașov, dacă suntem din Cluj la Cluj sau la Iași și așa mai departe. Deci există această bază de date creată de Comisia Europeană, este și cea care reorientează cererile dumneavoastră către colegii mei din întreaga Europa, de fapt. Noi ne considerăm deja în Europa și credem că în momentul de față nu avem nicio sau nu ne considerăm nimic inferior a ceea ce se întâmplă acum peste votare. Acestea sunt tipurile de contracte pe care le puteți solicita, tipurile de relații de colaborare, cererile de ofertă, ofertă și tehnologie, programe de cercetare de dezvoltare. Acesta este un model de prezentare a profilului dumneavoastră. Facem și un audit tehnologic, am primit din partea colegilor din Germania o bază de date prin un chestionar mai amplu, se poate analiza dacă compania mea este companie inovativă, apropo de ce vorbeam, despre acea componentă de inovare. Chiar dacă este o companie mică, dacă de la început are această intenție de a inova, de ce să nu o și evaluăm și să care ar fi părțile care pot fi îmbunătățite sau dezvoltate pe parcurs. Participarea în programe europene, se încurajează parteneriatul, se încurajează găsirea de parteneri străini și români care să lucreze împreună, cunoașteți programele Interreg, COSME, Orizont 2020, Erasmus, toate aceste programe sunt programele Uniunii Europene în care românii se bucură de o participare, zic eu, numeroasă și de la un an la altul. Aplicația este mult mai mult căutată decât erau în anii trecuți și chiar se poate și lucra foarte frumos acolo. Cam atâta. În linii mari, aceasta este prezentarea mea. Este o prezentare scurtă, dar vă invit cu plăcere la Camera de Comerț. Căutați-mă, sunați-mă și poate venim idei și de alte nișe de colaborare în privința activității dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Consultant de afaceri, pentru că fie vorba unul dintre cei mai buni, sper că mai auzit asta, și aș vrea să discutăm un pic despre ce înseamnă consultanța de afaceri, cum se face, care sunt riscurile, nu doar pe Startup Nation, ci pe alte linii de finanțare. Nicolet are o bogată experiență în domeniul, a tras o grămadă de fonduri, care și experiență în administrație, dar acum și experiență în privat. Nicolet Astelea. Într-adevăr, pe
pe parcursul ultimilor 15 ani de, să zic, experiență de consultanță, am avut ocazia, pe lângă colaborările naționale, să particip și la programe, Sorina a povestit înainte de Interreg și de COSMER. Am lucrat pe partea de expertiză și sunt în continuare evaluator independent. Din păcate, sigur, din România, pe programul COSMER, la IMM-ul, direct la Bruxelles și sunt invitată o dată de două ori pe an la aceste evaluări naționale care se... Am zis, din păcate, pentru că este trist, într-adevăr, nu sunt alți români și ceea ce este foarte trist, pare rău că colegii, în primul rând, din partea dreaptă au plecat, ceea ce este foarte trist este că nici nu se depun proiecte din partea României. Privitor la consultanță, în acest moment, să zic așa, arde cam așa pe noi cu Startup Nation. Am sperat din tot sufletul, sunt un pic dezamăgită că astăzi vom avea informații de ultimă oră privitoare la acest program. Probabil și mai mult ca sigur nu se va lansa așa cum era prevăzut în 1 mai, ci va mai întârzia și acest program pentru lansare. Ceea ce, în schimb, dorim să, ce să zic, să fiți alături de noi și să veniți pentru consultanță la Alchemy Hub și nu numai pentru consultanță privitor la Startup Nation, mai ales consultanță pentru ceea ce spuneam azi dimineață, pentru o afacere care acum începe, acum este primul pas cu Startup Nation, este momentul în care se poate face un pic de profit, care apoi poate fi folosit ca și cofinanțare sau ca o bază de finanțare pentru proiectele viitoare europene, în alte condiții, pe mai mulți bani și, să zic așa, pe afaceri care, într-adevăr, să conteze ceva pentru antreprenoriatul brașovean. Un singur lucru cum mai vreau să mai spun. De ce suntem, să zic, noi mai buni ca alții în ceea ce privește consultanța? În primul rând că în momentul în care vă puneți planul de afaceri sau cererea de finanțare sau să începe un business, noi nu vă abandonăm. Adică contractul continuă și fiind etapizat, vom avea grijă de dumneavoastră și pe partea de implementare și mai ales ceea ce am văzut având experiență și de monitorizare expost, pentru că după ce se termină implementarea proiectului, partea aceea de a păstra indicatorii inițiali și partea de a face documentele prin care se recrutează banii sau prin care se fac raportările necesare. Așa cum spuneam azi dimineață, că vă văd colegii în primul rând, este foarte important în gândirea dumneavoastră atunci când începeți un proiect, când începeți o afacere, când începeți să dezvoltați o gândire, să priviți totul în perspectivă. Adică visele care pot fi doar, și vă spun din propria experiență, doar în mintea dumneavoastră, se pot transforma în niște coduri client și pot fi puse acolo într-o listă pentru un SRL sau pentru o afacere. Poate nu acum este momentul, poate nu acum avem finanțele necesare, dar lucrurile trebuie privite exact așa cum trebuie privite, cum trebuie privite în general o afacere, care crește pas cu pas, un care să meducă niște bani și pasta, ci lucrurile trebuie privite pentru a avea succes progresiv, pas cu pas. Startup Nation poate fi primul pas, următorul poate fi program operațional regional pe mai mulți bani, dar o afacere care să aibă succes este o afacere care să crească într-adevăr de la zero în fiecare an de puțin și visând și creând următoarea etapă. Mulțumesc mult! Întrebări dacă sunt pentru Nicoleta Stelea? Oricum, datele sunt că datele de contact le găsiți pe site-ul Alchemy Hub și prezentarea mea. Unii dintre dumneavoastră au deja cartea de vizită. Este foarte simplu de dat de mine. Răspund la absolut toate
Ideea ar fi să vă scrieți pe lista de așteptare pentru că termenul s-a prelungit, este 30 de zile, să depună cerere la secretariat și dacă se 30 de zile, Nicoleta o să răspundă în lumină. Bine, mulțumim Nicoleta Stelea. După cum ați văzut, conferința afaceri.ro încearcă să aducă mediul de afaceri, vectorii de afaceri la un loc. Și o să ne vină atât de bine pe colegul meu mai tânăr, care, ca și Marius Alexa, face parte din JCI, să ne prezinte un pic, în câteva minute, ce este Junior Chamber International, rețeaua aceasta a tinerilor antreprenori, care are, să zicem, o filială aici în Brașov, iar președintele acestei filiale este Alexandru Dobre. Alex, te rog. Îți mulțumesc, Alin, și o să vă găsesc astăzi aici. Și vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să încercăm cu prezentarea. Foarte mult că am fost aici invitat și am auzit foarte multe povești și oameni despre cum se duc o afacere, ce pași trebuie să facem să începem cum o afacere. Iar în opinia mea, cred că lucrul principalii pași pe care se facă în educație, în tânăr, când va începe afacere, să facă voluntariat. Cred că voluntariatul este risk-free, cum se spune, și îți asigură acel background. Ți asigură acest background și ingredientele necesare pentru a începe. Până să începem să punem la Startup Nation, Startup în 2 pași, cred că e foarte bine să ne construim încredere în noi înșine și să acumulăm experiență prin voluntariat. Și vă voi povesti două secunde despre călătoria mea. Am prezentat sunt Alexandru Dobre, sunt master în sociologie, în antreprenor și inovare și sunt ultimii de design. Deci eu am viața mea foarte multe alegeri și am fost pasionat de toate aceste domenii. Dar pe ce am făcut aceste alegeri și multe din aceste educații mele m-am întâmplat în Danemarca, m-am întors în țară și am zis, bun, ce fac pentru a mă reintegra în țară și în a porni afacerea pentru trebuie și business-ul meu. Și este primul pas pe care îl pot face este acela de a face voluntariat. Să cunosc sistemul din România, să fac un network și să încerc ceva fără să am un risc foarte mare. Și de aceea am decis să intru în JCI Brașov și să doresc motoarele la maxim, să acumulez experiență din România și să aplic conștiințele mele pe gratis pe voluntariat. Sorin, poți să rămâi într-un slide? E prea departe. Dar poți să rămâi, e prea departe. Da. Ce este JCI, așa, holistic, să zic, am? Ce este Junior Chamber International? În primul rând, când alegem o organizație care să facem un lucrat, este important să alegem și organizația. Dar, nu știu, aș putea să fac voluntariat de unul singur, să fac ONG-ul, să fac un Brașov. Dar este foarte important să fiu conectat la ceva mai mare. Este foarte important să avem un brand în spate. De aceea, Junior Chamber International, ce este? Este o organizație practic internațională care este folosită în multe feluri. La nivel local, este CORUM, sunt organizațiile locale și fiecare țară are multe organizații locale, pe care este o federație la nivel național și care este afiliată la JCI Internațional. Nu se pune un lucru se pare că la. Deci m-am luat o organizație care a putut să-mi ofere ceva, în care am putut să mă exprim și să implementez niște proiecte sau niște idei care se pot transcende la nivel național sau internațional. Și doi, este network-ul din care eu fac parte. De aceea este important să facem voluntariat smart. Next slide. Și încă un lucru foarte interesant este rețea de tineri profesioniști. Deci, am decis să fac voluntariat undeva unde găsesc oameni ce tip aptitudini șlefuite cu care putem face lucruri pentru comunitatea locală, în special, pe aici vorbim, foarte bine. Adică, un rol de calitate trebuie să fie resimțit. Și, cum am spus, este un ONG reprezentat la nivel internațional. Sunt peste 200.000 de membri la nivel internațional.
număr care fluctuează. Adică cei mai mulți membri are Japonia, nu trebuie în Germania, nu trebuie în Statele Unite. După care, da, are o organizație cu peste 100 de ani de experiență și, pe lângă aceste lucruri, îți oferă posibilitatea acestei să crește. Deci, la nivel național, local, dacă eu doresc să mă implic și mai mult în contractul, sunt la nivel național, unde sunt conectat la proiecte de nivel național și local, iar după aceea pot să la nivel internațional, unde reușesc să fiu, de exemplu, vicepreședinte de dezvoltare de sud-estul Europei sau ceva de genul acesta, în care pot aplica iar cunoștințele mele, pot crește, dar îți oferă, de exemplu, o experiență unică. Cât timp îmi va lua mie ca antreprenor, în firma mea să o fac bonul, vorbesc să ne spun acest poate îmi lua 20 de ani, dar în JCA poate 5 ani ajung să fiu cel puțin, să zicem, VIP la nivel național. Deci, impactul meu să coordonez, să ne implic în proiecte unde sunt zeci de oameni, este o oportunitate unică. Bun, sunt... Asta e JCA România, filiale în principale orașe din țară. Am undeva la 300 de membri, la fel tineri foarte implicați. Mai departe, bun. La fel, smart volunteering, da? CXI are patru axe de dezvoltare. Antreprenoriat, social, dezvoltare personală sau HR, sau mergem și pe partea de internaționalism, pentru noi e bine să ne conectăm cu aceste filiale de peste tot din lume. Avem libertatea de a face acest lucru. Ca voluntar, și până ducem în startup, e bine să mergem, să zicem, cine spunea, domnul Macecoschi, că părinții ne spun nouă ce să facem. E bine, ca voluntar, alegi tu ce să faci, ca dacă ești copil, să alegi tu, adolescent, ești om în facultate. Acum poți tu alege să vin GCA, să alegi pe ce axe dorești să te canalizezi, fără să spun nimeni ceva, și ești, ai liber arbitru, da? Și poți merge în toate aceste axe și să te implici în proiecte și să vezi ce poți să faci. Toată această experiență este atașată CV-ului tău și cred că orice angajator privește cu ochi foarte bun pe cineva care a făcut voluntariat și a produs rezultate. Echipa aceea este în așa. Momentan suntem 14 oameni și ne aflăm tineri profesioniști. În JCI poți să devii membru între 8, când ai între 18 și 40 de ani. Deci, în parte de vârstă foarte variată, poți să fii și major de 18 ani și atunci când ești membru aspirant. Și noi suntem o organizație care încă ne șlefuim, când ne căutăm o identitate. De aceea am făcut două evenimente până acum și vor o repeta. Vom face un business interact în event undeva în iunie și vom la un partenerat cu un business club, așa, și un proiect pe social cu casa de copii și pende. Încercăm să îi aducem mai aproape de viața reală pe copii aflați la acel centru. Și aici vedeam o experiență de noastră de la un business network din event, ținut la hub-ul 317 cu ajutorul Sorin, unde da, a fost ceva foarte fluvescent, foarte dinamic și tot acest format vom avea și în iunie. Vom avea o altă locație și da, vom găsi și o tematică asta pentru să fie un eveniment cu coerență. Aici este proiectul social, am făcut un treasure hunt în Brașov cu acești copii de la Cipendeli, au descoperit istoria orașului în acest treasure hunt. A fost un moment foarte frumos și în fiecare an facem câteva sesiuni cu acești copii unde avem interacțiune unul la unul cu ei și încercăm să îi ajutăm un pic să vină aproape de... să o înțelegem mai bun acces în realitatea vieții care toți noi instituționalizați. Și aici au toate școlile profesionale, facem parteneriate, astfel încât să-i scoatem pe alte școli, să le dăm o direcție, să le ajutăm să-și găsească o direcție în viață. Cum funcționăm noi? Noi funcționăm după o metodă, ceea ce e foarte bun, este o metodă care este aplicată de orice filială JCI și este aplicată la toate nivelurile. Este framework-ul Active Citizen Framework. Și cum funcționează? Noi, ca JCI, să identificăm anumite probleme în comunitatea locală. Este foarte important pentru noi, ca voluntari, să facem
parteneriatul. Noi nu avem resurse și nu ne propunem ca noi singuri să schimbăm fața omului cu acestea. Foarte important, pentru că sunt și eu aici, să creăm parteneriat. Ne înțelegem nevoile poate unui partener și cu echipa de profesioniști pe care o avem, să ajutăm. Deci nu dorim să schimbăm lumea domnului singur. Și după ce facem acest parteneriat, mergem implementăm proiectul sau evenimentul sau cauza sau strategia pe care o avem și pe care avem un loop, ne întoarcem și căutăm feedback și căutăm să ne rafinăm tot timpul. Deci acesta este metoda pe care noi funcționăm. Și ultimul, stai, am ajuns. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să ne contactați, și în primul vă mulțumesc pentru că m-ați adus, că ați ascultat. Puteți găsi pe site-ul gsiabrasov.ro sau pe Facebook pe gsiabrasov sau aveți acolo numărul de telefon unde mă puteți găsi. Vă rog frumos, o întrebare. Întrebare, am văzut că aveți mai multe serii pe care și neași. Da. Filiale, nu sunt serii. Filiale, ok, da, corect. Da. Și zice ceva de voluntariat, adică puteți să faci un voluntariat inclusiv la filialele astea sau era da. Voluntariatul mai greu? Nu, nu este voluntariatul mai greu. Eu îți recomand și cred că cel mai bun voluntariat este acel fizic. De aceea este foarte important să avem o comunitate de, în care noi ne întâlnim fizic și discutăm și o vedem la față și punem la plan cu strategie. Pentru a rezolva fie o problemă sau să facem un eveniment. Poți să duci dacă dorești în Iași și toate filialele. Este un fel de un proces de recrutare, cum am fi într-un ONG. Pentru că eu am făcut voluntariat la pe ELSA, care este o organizație la drept internațională. Da. Dar este recrutarea lor la nivel de Iași. Este exact ca un alt ONG care am făcut voluntariat, care nu are treabă cu domeniul juridic sau cu domeniul antreprenorial. Adică nu este atât de strict, asta trebuie să zic. Nu, voluntariatul nu este strict. Voluntariatul, deși, mai vreau să mai spun o chestie și trebuie să înțelegem voluntariat. Voluntariatul, în opinia mea, și eu am un network-ul meu, oameni care au reușit, voluntariat de medicul, au văzut de mână milionar în diverse foarte, foarte serioase pe energie regenerabilă, transport, etc. Și toți acești oameni au făcut voluntariat și mi a spus, Alexandru, dacă vrei să reușești în business, dacă nu ai făcut voluntariat și nu înțelegi că un ONG trebuie să-l conduci fără bani, non-for-profit, trebuie să strângi bani, trebuie să motivezi oamenii să lucreze pentru proiect pe gratis și numai pe gratis să știi să iei să primi o taxă, o franciză. Deci mai dă și bani pentru a face aceste lucruri. Punta. Deci este o chestie strictă de seriozitate care ne responsabilizează. E bine, dacă tu ai învățat ca într-un voluntariat, când ai făcut voluntariat să fii exigent cu tine, să ai să fii serios, șansa de reușită cu business îți crește. Sau ta ai angajat. Eu nu mă refeream că voluntarii la voluntari că domnul, eu mă refeream la organizație, adică de să fie internațională, ei au un regulament de ordine interioară pe care noi ca membri, trebuie să-l respectăm. Pe când am făcut un parte dintr-un ONG cultural și ei au regulament de ordine interioară, dar nu este atât de strict. Adică este mult mai permisiv. Noi în JCI suntem strict, avem un regulament de ordine interioară, avem un statut. Da, deci la noi vei găsi, dacă restul de chestie, găsiți structură, coerență și logică în ceea ce facem. Și ne bazăm pe strategia mea cu plasă, încât proiectele și cauzele care noi, pe care noi milităm, trebuie să fie duse la capăt și când să avem un rezultat, pentru că trebuie să am arătat, facem acest lucru, că noi avem nevoie de feedback. După ce am făcut acest lucru, putem să ne măsurăm și noi la port. Poftim? 14 membri. Noi putem ajunge unde 14 membri activi. JCI funcționează de obicei pe bază de 25 de membri, că poate să ai o filială. Acum suntem 14 membri și suntem ocupați pentru că ne întâlnim săptămânar și suntem implicați în proiecte și de exemplu, uite, la 23, nu sunt sociolog, antreprenor pe inovare și antreprenoriat și multimedia designer, avem oameni pe vânzări, avem consultanți pe business, avem fundraiser, deci avem oameni care au trecut de facultate și acum aș caută să-și implementeze cunoștințele și pe bază de voluntariat. Mulțumesc!
Vă mulțumesc foarte mult. Să mulțumesc foarte mult. Nu întâmplător, ștafeta se pretă de la un J-Sys la J-Sys și de la un J-Sys la următorul J-Sys. Marius Alexa, așa cum spuneam, fost președinte național al JCI România, antreprenor, deținător conceptului afaceri.ro, ne va vorbi despre misiunile economice a afaceri.ro în primul rând. Și chiar vă recomand să îl dați parte la aceste misiuni, pentru că amintea anul trecut am fost într-o misiune economică la CERNUS și a fost o surpriză nemaipomenită pentru mine să descoper o a doua Românie uitată, necunoscută de mine, cu foarte multe oportunități. Iar misiunile pe care grupul afaceri.ro, arhipelagul în Somate, le fac, sunt extrem de interesante, de la New York, la Transiberia. Dar de ce vorbesc despre asta? Marius Alexa, te rog. Mulțumesc. Te rog să luați mica prezentare. Noi am ajuns de multă concluzia că nu poți să faci de business, pentru că ți-e foarte bine. Și pentru că sunt foarte multe companii care să poți dezvoltă. În cealaltă companie sunt subcapitalizate, este o criză cronică de cultură a afacerilor și de cunoștințe tehnice de marketing. De aceea am considerat vital cu doi ani zile să deschidem piața externă pentru cei din comunitatea noastră. Lansăm mai multe misiuni economice și acum voi prezenta pe scurt cel pe care avem prietenie în acest an. De fapt, prima misiune economică în acest an a fost deja în Statele Unite, la cursul de Talk Show din Las Vegas, la cea mai atât de tehnologie de lume. De asemenea, am fost cu delegație la Facebook.ro în San Francisco, la aceste companii, și în Silicon Valley, în companii de Google, LinkedIn, etc. De asta ne facem fiecare an, încercăm să specializăm pe partea aceasta de care în California, pentru că simțim că România, dacă sunt de competențe și câteva șanse de a dezvolta ceva extraordinar, tehnologia între aceste zone. În iunie vom merge la New York, la Târgul Internațional de Francize. Așadar, dacă vreți să începeți o afacere la cheie, să vă faceți la cheie, acest târg are foarte multe soluții, de la mici la foarte mari. Și nu numai că vă puteți alege o franciză potrivită, ci puteți participa la diverse training-uri despre cum să gestionezi de brand și noastră de comunitate și de o afacere. Vom pleca pe 12 iunie, dar nu numai la acest târg, peste 3 zile, ci vom merge și în jurnalul Silicon Valley, pentru companii de tehnologie din România. Vom organiza o serie de întâlniri cu companii din Manhattan, companii de tehnologie gen Twitter. Câteva date sunt pachet, dacă sunteți curioși concret, cam atât fost estimativ. Noi avem deja experiența la oferi un mix de business și de istoria editorială pentru cei care participă mai departe. Imediat după New York, mergem în Kazahstan, la expoziția mondială pe energie, expoziția la 2016. Este destinată companiilor din energie, dar nu numai doar jucători de energie, ci furnizorilor. De fapt, de exemplu, asta este un de software care face un program, o soluție potrivită pentru companiile de petrol, de exemplu, și vreți să mergi la mondial, aici este loc potrivit. Sau ești fascinat de Tesla și, nu știu, poate America îți pare pe departe, sau ai două idei Tesla, îl poți găsi aici. Câteva date de la cost, deci undeva sub 1.000 de euro participarea
despre acest lucru. Mergem mai departe. De data aceasta este o misiune informată specială, e un transiberianul. Mergem la Moscova, facem o conferință, facem într-o Moscova, după care mergem la Transiberul Luna din Cuț, care trebuie să ne facem o conferință, facem într-o Cuț, de 3 zile până la Vladivostok, pe malul Pacificului. Este business, dar pe termen lung, și mai mult este o de timp din timp de toată termenul care vor participa la această sesiune deosebită. Este chiar un studiu dintre cei care s-au înscris, jumătatea au doctorat-o și 86% sunt antreprenori. Mai sunt și profesori universitari, sunt specialiști. Cam acestea sunt coordonatele concrete, zile, pe care 26 august se face înainte de începerea școlii, după pe 7 septembrie. Mergem mai departe. Vă spun ce urmează, ce urmează Hong Kong, dar colegii mei și au datorie, n-am site-ul meu, fiind dus de complet aici. Mergem în Tica aia în China, unde cele specifice se românește în agricultură, agroalimentare, în zona aceasta, este o șansă. Deci asta sunt multe companii care au reușit să mute acolo o parte din zări. De data aceasta plecăm la multe electronice, în sensul că încercăm să oferim companii care vin acest niște furnizori pentru a achiziționa tehnologie din China. Și nu mai, sunt foarte multe lucruri inovative chineze, copie foarte mult ca politică de stat și ca economică se întâmplă aceste zile. Dacă aceste costă 1500 de euro, ca să vezi și acolo, aceste 1500 de costă vezi și faci chinezii, care sunt doar 6 distanțe la cei americani. În afară de acestea, noi avem la cea plăcuță, 21-22 septembrie, o nouă ediție a misiunii noastre economice, dar vreau să spun că facem și training-ul rău. Dar nu lăsăm o oameni să doar foarte mult, nu am lăsat să doar. Să spun că ca în promul să mergem, facem studii în business, începem să spun să pe problema să pregătești, ca să îți lăsați șanse pentru o întâlnire cu părinții apartamentului. De asemenea, vom la condiții la Londra, la a doua ediție. Ne-am mutat trecut în octombrie la Londra, mai în contextul Brexit-ului, am vizitat o delegație engleză această lună la Iași și acum toți fantomul merge în Londra și în South Hampton pentru că sunt foarte multe companii în domeniul aviației, IT, foarte multe posibilități inclusiv de a deschide clienți, dar și de a deschide toate companii lucrească în birou acolo. Dacă vrei să fii un jucător global, spune, pentru că este de multe ori pe un ton să ai un Marea și chiar o problemă care se depășește problema noastră pe învățare. Sunt o problemă de creștere cu cuvânt, cei inteligenți din Viena, din Marea Britanie, etc. Așadar, dacă cuiva în sală i-a chipit pe la planul acestui misiune economice, putem să Sunt anumite, de exemplu, ghid. La Hong Kong era ghid în român, vorbitor de român și engleză. Putem renunța la serviciul ăsta? Asta vă zic mai multe? Da, se poate renunța, sigur, poți să nu știu să folosești. Adică, nu poate să nu plătești. De când plătești. Ideea este că foarte multe companii sunt importante la un gândire. Adică sunt să fac ghidă personalizare. Acolo vor să aibă cineva aproape să mai faciliteze. Dacă sunt foarte bun vorbitoare, sigur, nu vă spun să iei sincer, dar el este pus la pachet. Da, alte întrebări dacă aveți? Da, mulțumesc.
mulțumim Marisa Alexa. Vedeți că de la Iași a pornit acest dăunăluț, să spunem, care înseamnă grupul afaceri.ro, care este implicat nu doar în organizarea de conferințe și de viziuni economice, ci în multe, multe alte proiecte. Și aș vrea să dau un exemplu în clastere, în tot felul de asociații. Aș vrea să dau un exemplu care este extrem de important pentru noi, pentru Brașov. Afaceri.ro, Achimelaco și grupurile care sunt în acest consorțiu fac o acțiune de lobby sub denumirea Moldova pe autostradă. Adevărat, Marius? Și susțin ceva util pentru comunitatea din Iași. Și sunt 2, 3, 10, 20 de ONG-uri, de entități care pun umărul pentru ca Moldova să aibă autostradă. Poate ar fi interesant ca și noi brașovenii să învățăm în acest exemplu. Și mă mir că cred că este prima oară când nu apare Rolabul, Moldova avea autostradă la o astfel de conferință. Gândiți-vă ce înseamnă puterea conferințelor afaceri.ro și la fiecare conferință Moldova avea autostradă să fie reprezentată. Felicitări, Marisa Alexa și echipa. Bun, mergem mai departe. Avem un invitat foarte tehnic din partea auditorilor din România. Îl invit alături de noi pe un expert în domeniu să ne vorbească câte ceva despre profesia de auditor, la ce este ea bună, unde se folosește în ziua de astăzi, să vedem cum putem folosi noi în afacerile noastre. Stimate domn, microfonul va aparține. Mulțumesc. Mă cheamă Mica Ioan, sunt din Timișoara. Facem o autostradă. Noi avem autostradă, dar cu câțiva kilometri. Până să ajungem la București, mai repede mergem partea de gazetă. Da. Înainte de a prezenta, aș vrea să întăresc spusele ale vorbitorilor mei legate de problema forței de muncă calificată. Să știți că și în Timișoara și în Vest e o problemă acută. Vă dau un exemplu, sunt în orașul Sfântulau Mare, poate cel mai vestic din România, sunt două fabrici mari, două companii mari din segmentul automobil. La un moment dat au racolat, să zic așa, în ghilimele, toți oamenii alți din jur, din sate și așa mai departe. Să știți că la ora asta angajează din Serbia. Deci îi aduc cu autocarele din Serbia, muncitori intervinători. Legat de ce a zis domnul Macedonski, eu, sincer, Timișoara, nu mai prea știu școli profesionale. Am o informație, nu știu dacă e verificată ca la BBC din trei surse, în Elveția, 5% din populație au studii superioare. La noi, acum și ajungem la 90, da? Și nu mai avem meseriași. Așa că meseria Brățara de Aur e de lumea întregului. În primul rând vreau să mă prezint, sunt auditor financiar, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiar și împreună cu mine este doamna Angela, care este și șefa reprezentanței în Brașov. Dacă se poate un pic mai, să dăm un pic mai imagine. Deci noi avem, pe lângă sediul de la București, avem patru reprezentanțe, Iași, Brașov, Cluj și Timișoara. Da, mulțumesc. Sunt în cadrul camerei 4.397 de membri persoane fizice, auditori autorizați, 964 de persoane juridice și 1.963 de stagiari, cum v-am spus, sedii în București, cu centrala Brașov, Cluj, Iași și Timișoara reprezentat. Dar puteți da în spate. Țin? Nu în spate. Sigur, sunt niște definiții, acum nu o să vă plictisesc cu niște termeni tehnici. Ce facem noi, de fapt?
Păi facem o verificare, un control. În urma acestui control, constatăm ceva, sau mai mult. Putem constata sigur și erori, putem constata, Doamne ferește, și fraude. În urma acestor constatări, dăm niște recomandări administratorilor, contabililor, directorilor economici, care, în urma acestor recomandări, poate să ia anumite hotărâri. Adică, decizia dânșilor poate să fie și, adică în sensul că să ne facă, să ajusteze, dar poate să nu le facă. De aceea, nu vreau să ne priviți ca un bau-bau. Nu suntem controlori, nu suntem de la Finanțe, Curtea de Conturi, nu dăm amenzi. Deci noi, în urma examinării, raportat la un cadru legal, facem constatările și dăm aceste recomandări. Vă rog. Da, asta am spus. Deci, principalele activități care aveți acolo, autorizăm auditorii, pregătirea profesională continuă, până toată viața, până suntem auditori, ca de meserie, controlul calității, care avem un departament care face acest control al calității, problemele de reglementare, investigații și sancțiuni, și cum se desfășoară un audit, v-am spus care este scopul. Deci, principala idee pe care vreau să o aduc în fața dumneavoastră este faptul că noi ajutăm la, sau facilităm creșterea încrederii informațiilor financiare în fața utilizatorilor. Utilizatorii, sigur, sunt manageri, pot fi terți, bănci, stat, publicul larg, dar principal investitorii. Adică investitorii sau posibili investitori. Că mai sunt și cei care au bani la cec, la bancă, la nu știu unde și vreau să investească undeva, chiar și la bursă. Și atunci se uită în situația financiară. Dar în situația financiară, dacă se uită și nu e de meserie, vede un bilanț acolo și un cont de profit. Bilanțul prezintă poziția financiară, iar contul de profit, performanță și rezultate. Nu prea, nefiind de factoră tehnică, nu prea pot să-l interpreteze. Și atunci, sigur, e nevoie de un auditor care să garanteze. De fapt, noi suntem garantul că aceste situații financiare, deci aceste informații financiare prezentate de entitate în fața utilizatorilor, cum a spus inclusiv publicul larg, sunt cele corecte și exacte. În francezii folosesc cuvântul de imagine fidelă, în greșii imagine justă. Eu zic că românește putem spune ca informația să fie corectă și exactă, cât mai aproape de realitate. Fiindcă realitatea, ca să o pictezi așa, e foarte greu. Vă rog. Deci, parafa aia, cum se pune, înseamnă că auditorul garantează că acele informații financiare sunt credibile, corecte și exacte. V-am spus cum avem anumite proceduri, evaluăm riscurile, evaluăm gradul de adevărare a politicilor contabile folosite de către entitate, firmă, întreprindere. Se asigură conformitatea cu cerințe legale. Cum am spus, facilitează încrederea utilizatorilor. Ce activități putem desfășura noi? Pe lângă auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate, mai putem obligatorii pentru firmele contribuabili mari și cei care sunt cotați la bursă sau bănci, deci care sunt obligați prin lege, mai putem efectua auditul financiar la cei care optează pentru auditarea situațiilor financiare. Nu de multe ori m-am întâlnit în cazul, de exemplu, primar. S-a schimbat primarul și a venit domnul Ilar. Puteți să le faceți un audit? Adică un audit pe mandat
mandatul vechiului primar. Dați seama. Și s-a făcut, dar noi nu am dat amenzi. Nu. Deci informația de la noi a plecat de ultimul, obiectiv. Nu că a fost primarul de la un partid sau altul. Da, mai avem câteva activități pe care le putem desfășura, misiuni de revizuire, precum și auditul situației financiare interimare, auditul proiectelor finanțate din fonduri europene. Noi am avut și în perioada trecută, 2007-2013, pe cam toate axele am avut auditul proiectelor. Acum așteptăm. Așteptăm, fiindcă noi suntem ultimi, de fapt. Nu? Întâi se construiesc proiectele, se aprobă, se cheltuie banii și după aceea, da, o să vedeți în slide-ul următor, pe lângă audit intern, putem face și activități de consultanță financiară, contabilă și fiscală. Adică o să-i dau răspuns la domnul Șaran, ca să nu ajungeți într-o situație de genul la care ați spus, apelați la un auditor financiar, care nu vă dă amenzi, ci doar vă atrage atenție. Unde este bine și unde nu este bine. Nu. Nu. Avem doar obligații legale, în rest suntem confidențiali, dar nu ca și OPA, chiar până acolo. Deci avem niște obligații legale, care cred că știți și dumneavoastră, organele de cercetare și oficiul de spălare a banilor și unde trebuie să raportăm. Și mai era acolo asigurarea activități de asigurare a managementului financiar contabil. Adică garantăm pentru că acele situații financiare, acele informații financiare sunt corecte și exacte și raportate la un cadru legal. Cadrul legal nu este legea contabilității și ordinul 1802 privind reglementările contabile. Când ar avea nevoie o entitate de consultanță? Entitate, având în vedere întreprindere, o societate, o persoană fizică autorizată și așa mai departe, o primărie, instituție publică. Inclusiv la o consultanță privind reglementările fiscale și contabile aplicabile, pe parcursul controlelor fiscale, inclusiv la cele de operare a TVA-ului. Și vă doresc ce să afacere. Vreau să vă spun că și eu am firmă din 2001 pe acest domeniu, deci audit financiar, contabilitate, expertiză și consultanță financiară contabilă, cu 5 salariați. Absolvenți care deja au 8-9 ani pe tine, deci am luat din clasa 12 pe 1. Și de-aia întotdeauna am fost în favoarea ta. Deci dacă am putut să-i ajut, i-am ajutat. Și vă ajut, îi voi ajuta în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Minca. Vreau să vă apăr atenția că, într-adevăr, ceea ce ne-a spus antevorbitorul este extrem de valoros pentru cei care derulează proiecte europene, pentru cei care predau sau preiau mandate de primar sau de director de instituții sau chiar de ONG-uri. Pentru că, în momentul în care se inventarează foarte exact activul și pasivul acelei organizații, ea se poate face predarea și preluarea în cunoștință de cauză. Iar pe fondurile europene chiar nu este de joacă. Absolut deloc. Fiecare leu, și când spun leu, chiar înțeleg leu, trebuie foarte atent contabilizat. Iar auditorul financiar, exact asta face, mulțumim, o să ținem aproape. Întrebări, dacă sunt, da. Sunteți, v-am organizat acest companie compatibil cu mafia unui instituție publică? Da. Ok, mulțumim foarte mult. Dacă nu mai sunt întrebări, sau mai exact, fac o glumă acum, glumă de treime, știți? Mai sunt și alte întrebări pentru care nu mai avem timp. Mulțumesc frumos că și mai departe. Următorul nostru speaker este președintele, conducătorul organizației BIS Club Brașov. Organizație de business, ca și cea care va urma după Marian Petrescu, care reunește inițiativele de afaceri din Brașov,
creează spațiul pentru networking, trebuie să menționez că se întâmplă întâlniri de business în Brașov, în fiecare săptămână, unde există astfel de posibilități de a găsi parteneri, clienți, furnizori, sau pur și simplu de a colabora cu oameni faini și acadine. E bine, îi dau cuvântul lui Marian Petrescu, cel care deține puține francizi la Business Club Brașov. Marian, câteva cuvinte, te rog. Bună ziua și mulțumesc, Sorin, că m-ai invitat la această conferință. Din păcate, colegii de aici, din primul rând, nu știu ce o să prezint. Din asta, din mai din spate, nu o să știți. Dar o să vedeți. Vorbesc cu simplu. Ok, hai, am Derek. Mă numesc Marian Petrescu. Sunt în afaceri din 1990. Am plecat totul în propriu, era o revoluție. Am 4 companii, am și un PFA, am și o întreprindere individuală. Și toate aceste lucruri se întâmplă doar datorită faptului că sunt niște facilități fiscale la IU sau la PFA-uri, care, spre exemplu, la chiar pe 3% nu se compară. Alegerea vizuală de ce companie sau ce tip de companie, te duci direct în fiscalizare și ai să vezi care este ceea ce îți dorești. Ce urmează să vă spun, e puțin cam top secret, nu se întâmplă decât o dată pe săptămână, în fiecare săptămână, la Hotel Plămân, unde eu și cu colegii noștri, colegii mei, în jur de 32, ne întâlnim să luăm micul dejun, unde după aceea intrăm într-o sală de conferință, se spune așa, și se întâmplă un ritual, nu suntem misa. Ce există un desfășurător pe care îl urmăm. Despre noi. Ce este Bislab? Am să citesc, nu le știu pe din afară. Suntem un grup puternic de business networking bazat pe ajutor reciproc și educație. Întâlnim săptămânal la micul dejun și discutăm despre afaceri. Facem schimburi de recomandă și învățăm de la experiență. Acest BizLab este la nivel național. Momentan suntem 6, acolo lipsește Arad. Este de curând Arad de câteva săptămâni, să spunem așa, și nu a fost trecut și el. Acesta este un screenshot de pe site-ul nostru. Care este viziunea noastră? Vrem să devenim numărul 1, business networking în Europa de Est. Să generăm cel mai mare afaceri prospere pentru membrii SET. Misiune, să oferim un ambient dinamic pentru networking, prin care să atragem antreprenori care își doresc dezvoltarea și creșterea afacerii. Dacă networking-ul este bad, e nasol. Am observat că în timpul acestei mici pauze de networking, să zicem, de cafea, nu cază lucruri decât cu cel pe care îl cunoșteați. Bad. Pentru că nu cunoașteți, nu l-ați cunoscut pe domnul de la Trișoara. Pare bine să vă cunosc, domnul. Pare bine că există o doamnă din Brașov care este reprezentantul acestei. N-am știut de dumneavoastră. Da, asta este vina noastră, că nu vă comunicăm să zice. Da. Avem o întrebare și am uitat-o. Că Sorin nu făcea semn că să urmeze. Sunteți și consultanți fiscali? Da. Este ca la prima întâlnire, domnișoara vrea să bage în seamă? Cam așa este. Dar noi vă băgăm în seamă și încercăm să ne băgăm și noi în seamă în seama voastră. Vedeți locațiile unde suntem? Este drept, suntem mai mult în Ardeal, ce scuze, suntem mai mult în Ardeal, este și Iași. Pentru că este un pol de creștere și este păcat că acum se dezvoltă mai mult. Într-adevăr, se dorește să se ajungă la nivel național, dezvoltarea este mai înceată pentru că următoarele francize nu se dorește a servit de primului venit, primului servit, cum a fost până acum, ci pur și simplu se va alege cel care va deține franciza mai departe. Acesta este site-ul nostru, bizclub.eu, unde, bineînțeles, dacă accesați daburile de deasupra, o să intrați în mai multe, este mai detaliat, să spunem așa, ceea ce suntem și cine suntem. O să vă spun acum motto-ul nostru, colegii știu foarte bine. Îl mai traduc? Nu-l mai traduc. Dar vă spun altceva. Gândiți-vă că până în anul 2000 s-a considerat că a fost era industrială, în care prima parte a scrisă cu mărunt, era foarte
foarte valabil. Dar după anul 2000, datorită tehnologiei, a trecut în era informațională, unde este mai importantă partea a doua. În spatele fiecărei companii există un proprietar. Noi nu facem afacere cu compania, noi facem, de fapt, o afacere cu proprietarul companiei, cu persoană, cu mine, fizic, cu mine, ca trebuie să afacere, nu cu mape, nu, sau cu mape, cum să spunem, afacere la să mă taxez zâmbit. Da? Deci, în spatele fiecărei companii există o persoană, dumneavoastră. Aia este important, să vă cunoaștem pe dumneavoastră. Motivele pentru care teoretic să vină la Bislav sunt acestea. Networking și recomandări, ajutor reciproc în sensul încerc să te ajut, să te ridic, să te duc mai departe. Și educația la afaceri. Partea de educația la afaceri o facem cu diversi lucruri, cu diversi colegi care au veleități și care pot să ajute în dezvoltarea personală sau în dezvoltarea afacerii de diverse. Și pentru că orice de afaceri se uită la cifre, este important statistic. Noi existăm și eu încerc. Existăm în Brașov din 2014, din septembrie, mai exact. Până astăzi, inclusiv astăzi, asta a fost, să zicem, cea mai recentă întâlnire din spate. Au avut 98 de întâlniri, ce este iară foarte important. Amintiți-vă de slide-ul de care vă spuneam, partea importantă în era informațională. Pe noi, personal, ne cunosc 460 de companii. 460 de companii. La rândul nostru, cunoaștem 460 de companii din Brașov. Referințe. Ce înseamnă referință? Persoana respectivă face un contact vis-a-vis de o casă de audit. Sau, you name it, orice. E posibil ca în cadrul Bislavului cineva să aibă acel contact. Aceea este cifra. 548 de referințe acordate în baza unei cereri. Adică cineva a cerut ceva și s-a oferit contactul respectiv. Pentru că, apropo de acest lucru, dorește cineva numărul de telefon la Mark Zuckerberg? Sincer, foarte serios. Din 2 pași, vă am numărul de telefon la Mark Zuckerberg. De ce? Un profesor de aficie de la facultate, o profesoară, este primatorul un Mark Zuckerberg. Deci ajungem la el imediat. Asta înseamnă puterea networking. Asta înseamnă networking, de fapt. Prin faptul că ne punem la comun, cunoștințele și sunt puțin emoționat. Ne punem cunoștințele și posibilitățile. Ce mai înseamnă Bislav? Cifra de afaceri a membrilor Bislav a fost de 12.648.000 de euro pentru anul trecut. Pentru că statisticile de anul ăsta încă nu le avem. Cifra generată în cadrul Bislav, adică contracte sau afaceri între membrii Bislav, între ei, 621.000 de euro. S-a tot vorbit de angajați. Avem 447 de angajați în aceste companii, pe care încercăm să-i ținem. Eu personal am o problemă. Și asta, păcat că nu este domnul. Ține totul de la politica socială. De a da gratuit ceva ce nu meriți. Poate vă întrebați, poate vreau și eu acolo. Este o posibilitate. Da, dar să știți că acești oameni, ca să participe în acest business, plătesc taxa mea este atât. Deci nu vin gratuit, adică m-am mai mult de atâta, plătesc și mai dau de la ei. Ce înseamnă asta? Cafea pe zi. Nu este mult, nu este puțin, dar este de ceva. Obiectivele noastre sunt acestea. Tind să cred că în 2018, la finalul anului, într-adevăr, vor fi 88 de persoane. Ce înseamnă? Înseamnă 4 grupe de oameni. 4 grupe de oameni aia înseamnă alte cifre de afaceri, alte cifre de afaceri generate în cadrul Bislav. Până la sfârșitul anului, mai avem 18 ca să ne atingem țelul. Ba mai mult de atâta, mai facem și alte lucruri.
să spun acum. Organizăm cocktailuri de networking, unde companiile vin și într-un mediu organizat se prezintă. Bama dată în acele cocktailuri aducem traineri. Am avut pe Adiseti, anul ăsta l-am avut pe Cristian Conețiu din Cucioara. În primul an l-am avut pe Paul Artelian și în program de Bologna. Deci facem și alte evenimente suplimentare. Anul acesta dorim să ne mărim plaja de evenimente pe care le vom crea. Aceasta este o poză din 2015, atunci am avut, ala a fost primul cocktail organizat, care era foarte, foarte tineri și foarte frumos, să spunem așa. N-am avut decât 70 de companii participante. În 2016, anul trecut, am urcat la 98 de companii, iar anul acesta, cocktailul din martie, am avut 112 companii care au și de care cunoaștem proprietarul, cunoaștem persoana în spatele acelor companii, inclusiv ei ne cunosc. Cam asta este activitatea noastră, asta este Biscal. Și acum, alertați, o să fac o dedicație specială, pentru că Gabriel este în cea în sală. Această persoană, Octavian Pară, pe care eu îl schimbesc foarte mult sau l-am schimbat pentru că nu mai sunt de noi, a spus ceva. Am învățat că pot, mult timp după ce ai spus că nu mai pot. Același lucru. Gabriel, mulțumesc! Așa, de Crăciun, da? Ne apropiem de finalul evenimentului nostru. Mai sunt câteva vorbă la final, mai avem o tombă, mai avem un networking, dar aș vrea așa, ca un fel de concluzie, să invit pe Ioana Nenciu alături de mine. Te rog, Ioana. Să ne spună două cuvinte despre ea și ce concluzie trage despre acest eveniment, de la acest eveniment. Hai, Ioana, te rog. Mulțumesc. Să se cumpere bilet pe camera în Brașov, pentru că a vrut să se reconecteze la
Brașov și vrea să se reîntoarcă, să schimbe ceva aici, în Brașov. Putea să facă oriunde în lumea asta și a ales să se întoarcă la rugăciuni în acea perioadă și mulțumesc pentru intenția mea de a te reîntoarce. Mergem mai departe, așa cum spuneam. În următoarele minute o să-l invit alături de mine pe președintele celei mai noi asociații de business din Brașov, Adrian Doroșin, care de altfel are și o inițiativă privată, este și antreprenor. Vedeți acolo curățica. Despre asta o să vă vorbească un pic mai târziu în cadrul unui domnule. Dar Adrian Doroșin, te rog, Adrian, ai alături de noi să ne vorbești un pic despre această inițiativă. Te rog. Mulțumesc, Sorin. Sunt președinte pentru că așa a venit rândul să fiu prima dată. Toți membrii pot fi la un moment dat președinți, nu că sunt cel mai cum să ne înțelegem. Astăzi dimineață, când mi-am deschis telefonul și m-am activat internetul, primesc un link de la un prieten de-al meu din Iași. Dau un clip pe link și mi-am pare foarte sec așa și dureros. Bun, și acum ce facem? Ne mutăm din Brașov, la Timișoara, la Cluj, poate chiar la apă. Nu, e așa, nu vreau. Și mă uit un pic pe articol. Ce scriau? Că unii, să zicem, s-au săturat totuși de mici bere, adică Oktoberfest, adică juni. Nu că ar fi lucruri rele, ca să ne înțelegem. Însă, să fim foarte clar și direct. Cine este la Oktoberfest, nu suntem noi mici antreprenori, sunt cei mari. Deci noi nu avem legătură pe acolo. Junii este o tradiție, junii, da, sunt o tradiție, ok, foarte frumos. Dar am mai găsit un studiu. Nu știu cât este de recent, nu am avut timp să mă uit pe el. S-a făcut un clasament de 15 orașe, unde cum stau la elementele culturale. Vreau să vă spun că Sfântul Gheorghe era pe 3. Miercuri, ciuc, pe 5 sau ceva de genul ăsta. Nu știu, voi înțelegeți ce vă spun aici? Da. Adică, da. Prin fluturi sau chiar ăsta e dureros? E dureros? Ce se întâmplă? Eu cred că e dureros sau așa sunt eu. Dragi antreprenori, cei mici, bineînțeles, nu discutăm de cei mari, nu discutăm de forumul german sau dacă nu greșesc sau sunt cei mari. Asta trebuie să facem și noi. Trebuie să ne unim. Trebuie să avem o coerență în gândire și în ceea ce vrem să facem cu afacerile noastre. Peste mulți ani, nu doar unim. Pentru că dacă nu ne unim, dacă nu devenim o forță, niciodată nu o să fim prezenți la Oktoberfest sau în altă parte. Domnul Macedonski a zis că ne mândim cu turismul. Așa este. Și eu mă mândresc, chiar dacă nu sunt brașovean, sunt de 6 ani aici. Însă, vreau să ne gândim, să vă gândiți fiecare, unde se duc turiștii, unde cheltuiesc bani. Și când vin turiștii în Brașov? Turiștii vin în weekend la agentul. Noi avem turism de weekend, turism de relaxare, nu avem turism de business. Dacă te uiți la Cluj, Clujul are turism de business. București, nu mai spun, dar e altceva. Dacă te uiți la Sibiu, Sibiu chiar punctează chiar foarte bine în față. Și apropo de Sibiu, mi-a zis un amic că am trecut București, a făcut un studiu, ceva de genul ăsta. Și retrogradat Brașovul, l-au făcut municipiul de rang 2. Știe cineva ceva de genul ăsta? Așa este, greșesc? Nu greșesc. Și Sibiu de rang 2. Știți ce înseamnă asta? Sunt convins că toți știți. Că nu poți să avem fonduri regionale, că investițiile nu prea mai pe aici, sau nu mai ajung aici, să opresc în altă parte. Iarăși nu știu. E dureros de tot. Ceea ce trebuie să înțelegem și, de fapt, de ce am făcut această asociație pro afaceri. Oamenii, să ne unim. Pentru că singur nu faci nimic. Doar cu un echipă. Iar apropo de echipă, să știți că am în spate o echipă chiar foarte, foarte bună. De ce spun bun? Sunt oameni care au plecat de la zero. Sunt oameni care au crescut zi de zi și au construit afaceri. Afaceri de zi de zi, mulți ani de rând. Nu au moștenit. Pentru că nu suntem mari. Am plecat de la zero. Devenim
Suntem mari pentru că am muncit. Nu am moștenit afacerea. E un lucru foarte important. Și în cazul care, ținând cont că astăzi a fost vedeta evenimentului Startup Nation, să știți că avem oameni pregătiți în echipă care să ajute pe fiecare dintre voi care este interesat, bineînțeles, de un astfel de program. Dacă, bineînțeles, acesta va prinde conturi mai clar. Și nu numai de acesta, deci discutăm de fonduri. Nicoleta, care a vorbit un pic mai devreme, este colaboratorul nostru. Sorin Peligrad este colaboratorul nostru, cred că deja am spus foarte multe vis-a-vis de fonduri. Deci trebuie oameni să ne unim, să avem o viziune clară și unitară și să facem lucrurile la un alt nivel. Dacă vreți să creșteți. Ce vom avea în această asociație pentru afaceri? Consultanță de orice natură, să zicem. De asta v-am și spus, membrii fondatori au plecat de la zero. Asta înseamnă că au trecut prin acest plățiș al legilor, al birocrației. Deci, clar, suntem pregătiți. Nu suntem perfecți, avem de învățat zi de zi, dar suntem pregătiți. Și vom fi și mai pregătiți. Și închei cu ideea că trebuie să ne unim forțele. De unul singur nu faci nimic. Și vă spun, am o afacere de 7 ani care astăzi a ajuns să funcționeze fără mine. În proporție 90%. De ce credeți să funcționează fără mine? Ok, am avut și eu acolo, că nu știu, poate să creez anumite sisteme. Însă cel mai important este că am o echipă foarte mare în spate. Iar cu o echipă bine pregătită, sigur, vei merge mai departe. Și nu doar că vei merge mai departe, ci vei evolua. Vă așteptăm să intrați în contact cu noi pentru orice lucru. Pentru orice lucru și nu cum spun gratuit. După ce o să ne contactați și o să discutăm, o să vedeți ce înseamnă echipă, ce înseamnă oameni profesioniști cu care să lucrați. Spor la bani, înțeles. Mulțumesc mult, Cristi, dar am sigur că va avea un cuvânt de spus Cristi Maciulonschi. O să ne invita de pe și să dau microfonul. Am să spun doar că asta a spus și Cristi la un moment dat, că se stimulează, se dorește stimularea antreprenorilor. Iar pe, referitor la discuția cu Oktoberfest, Cristi, ca organizator principal, ce ne pot spune? Trebuie să dau o gătăță. Într-adevăr, mari parteneri la Oktoberfest sunt mari parteneri de astronomiști din Brașov. Deci nu vin din exterior, sunt Cernu, Germanii și mulți alții. Dar aceștia sunt mari operatori din port, din portul, pentru că două. Dar toți cei mici care au startup-uri sunt mici antreprenori brașoveni. Și care vin la noi, avem o echipă care se ocupă, stau de vorbă, ne consultă sau ne consultăm ce să vândă, ca să nu se canibalizeze. Dacă ați fost la scăzută, nu prea se dublează startup-uri. Sunt câțiva care au două sau trei startup-uri, fiindcă vor să aibă mai multe. Dar în rest încercăm să oferim cât mai multă atractivitate prin produsele care se vând acolo și în plus avem și ONG-uri care vin fără bani, care invităm să vină să-și promoveze chiar și ONG-ul de aici în spate. Și vizionat acolo, i-am invitat autori care să primească un stand la noi, să promoveze lucrurile care le fac. Fiindcă nouă ne sunt foarte importante și fac parte din responsabilitatea socială, dar Oktoberfest s-a implicat timpul ca organizatorii Oktoberfest, partenerii, firmele ce pot să implicat la responsabilitatea socială de când au venit. Iar ca răspuns la cel mai lucru cu turismul de business, da, turismul de business stă într-o sfântă pe infrastructură. Toate orașele pe casa mii, de tot pe Cucurești, pe primul oameni în aeroport. Pentru că turismul de business este absolut important în aeroport. Vă dau o exemplu. Apple, ca să vă început, au vrut să-și facă un call center și un centru IT la Brașov. Ghinionul nostru e că decidentul Apple a venit sau a vrut să ne viziteze cu 2 ani, iarna. A ajuns până la Bușteni, după 5 ore, șoferului, mai înapoi, când nu mă interesează.
Și așa am pierdut noi de părul la Brașov. Da, poate atunci am fi avut altă șansă și față de aeroport. Și nu e singur exemplu. Astăzi vreau să ne întâlnim cu reprezentanții orașului nostru și nu, orașul nostru frății din Japonia, la ora 11, în sala de ședință a Consiliului Local, să ne primim, venise de pe Consiliul Brașovului, care din păcate nu că au făcut, a trebuit să facem în altă perioadă. Și am stat vreo 3 ore. Și vom vreo la București. Vă dați seama cum s-au simțit acei japonezi care au trenul care merg cu 600 de kilometri de oră și care n-au întârziere nici măcar o jumătate de secundă. M-au stat oamenii ăștia 3 ore blocați între Bușteni și Iașov. Păi ce să le povestească ei acasă? Deci aici este marea problemă a Brașovului din lipsa de infrastructură, iar lipsa de infrastructură dezvoltă infrastructura și mă refer la toată infrastructura. Mă refer la aeroport, mă refer la infrastructura feroviară, atât pentru pasager cât și de marfă, pentru că noi suntem un nod important, sau trebuie să fim un nod important la Brașov, să începem să vedem. Și infrastructura